Ședința agitată astăzi pentru consilierii locali de Veni. După intervenția lui Răzvan Mareș, a urmat încă una la fel de critică. De data aceasta, Emanuel Clej a fost cel care a cerut ca angajații primăriei, care se fac vinovați de nefinalizarea proiectelor până la 31 decembrie 2023 și care au primit comisioane consistente pentru ele, să dea banii înapoi. Emanuel Clej a mai declarat că nu este normal, etic și moral ca incompetența responsabililor să fie plătită anul viitor din bugetul local, adică din banii devenilor. De ce nu ați bani din buzunar ca să finalizați niște proiecte pentru care ați avut finanțare și n-ați fost în stare să o consumați? Mă vedeți pe mine nevoit să plătesc? Dați, doamnă, banii înapoi. Ați încasat în fiecare lună supliment la salariu ca să vă finalizați proiectele. Acum mă puneți pe mine ca și contribuabil și pe toți devenii să vă plătim incompetența din banii noștri, dumneavoastră... Hai să facem o întrebare scrisă... Domnul președinte, este o opinie personală pe care mi-o asum. Eu nu sunt de acord ca din banii noștri, a devenilor și ai mei, începând de la 1 ianuarie 2024, să plătesc pentru proiectele care, deși aveau finanțare, nu au fost finalizate. Ați înțeles ce spun? Și dumneavoastră veți plăti, și domnul viceprimar, și toți. În ideea în care zeci de angajați, zeci de luni, au luat supliment la salariu până la 50%, doar pentru faptul că sunt implicați în proiecte de finanțare nerambursabile. Nu vi se pare firesc, normal, etic, moral, să dea oamenii ăștia bani înapoi, pe care au primit zeci de milioane în fiecare lună, mii de lei, mii de euro, au dus bani acasă la familie. Și vin în 1 ianuarie să-mi spună Clej, moralul și orice alt nume, dați bani, că noi nu avem bani. Vi se pare corect, domnule președinte Șimță? Este o întrebare pertinentă? Și rămân incompetența? Ne permite în să ne dăm bani? Dar de ce scris? De ce nu vrei bani? Avem și un răspuns în scris și mult mai valoros decât un vrei bani. Pentru dumneavoastră, pentru mine e verba mai valoros. Deci ce se întâmplă cu banii? Am un răspuns. Mai spuneți o dată, nu înțeles. Deci toate cheltuielile pe proiectele nefinalizate sunt eligibile, toate cheltuielile decontate până în 31 decembrie 2023. Restul rămas pentru cele 5 proiecte va fi din fonduri proprii. Ale cui? Ale primării. Și banii care ați încăsat rămâneți cu ei acasă, în buzunare, în concediu frumos. Devenii plătesc pentru ceea ce ne-a spus dumneavoastră. Am înțeles.